Hai că Victor Ponta își revine complet, a scăpat de trauma alegerilor, ehe. Pe bune, voi credeți că e ușor să te remarci la o dezbatere cu tema Strategia Națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei 2014-2020? E greu, bă, e foarte greu. Vorba afișelor din campanie, doar Victor Ponta putea să scoată ceva mișto dintr-un eveniment plictisitor. 3 milioane din populația dinamică cu capacitate de muncă în România este în afara țării și nu plătește niciun leu la sistemul social. Știu, se spune că trimit banii acasă. Da, dar nu-i trimit la școli sau la spital sau la drumuri sau la pensii sau la șomaj sau îi trimit pe căi private foarte bine acest lucru. Dar închipuiți-vă dacă cei 3 milioane ar cotiza cu 10 euro pe lună la bugetul social al României, ar fi o contribuție pe care am simțit eu. A? Așa ceva? Românii de afară să dea și ei 10 euro pe lună la buget? Mă, și s-a auzit așa un urlet în străinătate pe tot globul, bă, nu alta. A? Ia stai, mă, că... A? Cred că și acum să mai aud niște... Niște, mă rog, nu se pot reproduce nici măcar la ora asta. Ponta s-a apărat, da. A zis că nu e, bă, o propunere. A fost așa un gând, mă. Un gând, da, da. Dar cred că gândul ăsta o să rămână în folclor, pe bune. Am auzit că românii de afară nu mai spun bancnota de 10 euro, ci bancnota de 10 Ponta. Bă, Victore, măcar dacă era o idee amuzantă, bă, să se distreze lumea. Cum a fost aia alugioană care promitea 20.000 de euro pentru românii care se întorc în țară. A fost delir atunci. Cred că și acum, când ține Joana un discurs, vreo 2-3 din sală râd în sinea lor gândindu-se la promisiunea lui Mircică. Deci dacă vine cineva acasă în guvernarea noastră, 20.000 de euro bani cash de instalare acasă, și 60% din împrumutul de la bancă pentru începutul unei afaceri subvenționat de către noi, deci pui decât 40% din împrumut ca om care dorești să faci acasă o activitate pe care ai învățat-o să o faci foarte bine în Italia, în Spania sau în altă parte din Europa. Bă, dar știi ce m-am gândit? Cum ar fi, mă, ca românii de afară să spună: da, domne, gata, domnul Ponta, noi trimitem câte 10 euro pe lună. Deci ar fi 3 milioane de români, ori 10... Mă rog, dar hai să zicem că nu trimit 3 milioane, da? Hai să zicem, bă, 2 milioane, da? Deci 2 ori 10 euro, da, ori 12 luni, ar veni 240 de milioane pe an, hă? 240, bine, mă, 250, 300, na? Păi ce faci, mă, Victore, cu 300 de milioane de euro? Nici măcar panseluțele din rond de la universitate nu le înlocuiești, mă? Ce drumuri, ce spitale! Cu 300 de milioane faci 3 metri din Comarnic, Brașov! Cere, Victore, 20.000 de euro pe an de la ăștia din diaspora, dă-i încolo! Fii amuzant, Victore, hai!